Salutare, prieteni, un subiect incendiar, așa cum v-am obișnuit. Nicolae și Elena Ceaușescu erau deja morți când au fost executați. O echipă de experți francezi au studiat caseta originală a execuției cuplului Nicolae și Elena Ceaușescu și susțin că au avut parte de două execuții. În momentul în care scena execuției, pe care o cunoaște tot poporul, a fost filmată, cuplul era deja mort. Examinând caseta cu atenție, un grup de experți francezi condus de doctorul Loïc Leribeau, director al Centrului de Microscopie Electronică din Franța, a ajuns la o concluzie surprinzătoare, necunoscută cititorilor români. Voi atașa și link-ul acestei expertize. Experții francezi au sesizat pe videocasetă în clipa când doctorul a ridicat capul Elenei Ceaușescu, imediat ce praful stârnit de gloanțe s-a împrăștiat, că sângele de sub cap era deja coagulat, iar gâtul devenise țeapăn. Ceea ce, potrivit cercetătorilor, era imposibil dacă execuția avusese loc cu câteva momente mai înainte. S-a conchis de către ei fără dubii că Elena Ceaușescu era moartă de cel puțin câteva ore înaintea filmării execuției. Tot pe baza videocasetei, grupul de experți francezi a mai semnalat și că, deși cadavrele cuplului Ceaușescu purtau urme de gloanțe, nu existau, în mod ciudat, urme de sânge în jurul găurilor provocate de acele gloanțe. Iar în cel privește pe Ceaușescu, nu exista nici sânge scurs în jurul cadavrului său. Experții francezi au stabilit în aceste condiții că, deoarece cadavrele nu prezentau vreo urmă de sânge pe piept și pe față imediat după execuție și intraseră chiar într-o anumită rigiditate, nu rămânea decât că cei doi fuseseră executați cu cel puțin câteva ore înaintea filmării execuției, în mod separat, cu un singur gloanțe tras în ceafă. Zvonuri parvenite de la unitatea lui Chemenici arată că responsabil cu uciderea celor doi ar fi fost un anume membru din completul de judecată. Apoi, pentru filmare, cei doi au fost proptiți de perete pentru simularea execuției. Așadar, o ipoteză șoc a experților francezi. Este publicată această expertiză. Voi atașa link-ul către expertiză și nu știm dacă este adevărat sau nu această supoziție, însă este bine de știut ce au la ce concluzie au ajuns alți cercetători. Thank you.